cum mi s-a schimbat viața după învățăturile lui Marius. Păi am să vă povestesc așa scurt și la obiect cum s-a schimbat viața mea, cel puțin în ultimul an. Și cum trăiesc într-o stare de liniște, liniște deplină, chiar dacă mai apar tot felul de evenimente neașteptate, nu le văd nici bune, nici rele. Le iau exact așa cum vin, iar dacă mi se pare că ceva prin interiorul meu se schimbă și nu e chiar un sentiment plăcut, unesc opusele, exact cum ne spune Marius, și argumentez de opusul. De ce e bine cum s-a întâmplat și de ce este și mai bine cum s-a întâmplat. Și atunci devin conștientă și trăiesc realitatea și mă liniștesc. Ca și o apă. Devine acea apă lină. Acum 2 ani mi-a trimis Miha un binar cu Marius și am început să-l ascult. Și începuse să ascult binarile tot mai des și deveneam conștientă de anumite situații care se întâmplau și în realitatea mea, despre care se povestea în acele binarii. Și aceste conștientizări mi-a dat o stare așa de liniște interioară, adică de acceptare. Acceptam evenimentele care se întâmplau pentru că era nevoie de acele evenimente și trebuiau să se întâmple la momentele respective. Și apoi, în ultimul an, am intrat și în Școala Iubirii, unde am fost destul de activă așa cu colegii și am învățat foarte multe de la ei și de la Marius, bineînțeles. Și la fel ascultam binarii, dar binarii cu care rezonam și luam învățăturile cu care eu rezonam. Și apoi a început acea restrângere, dar a venit așa totul pe o cale naturală, deci ascultând binariile, ți se schimbă și ceva în minte, pentru că intri într-o stare de acceptare și știi că este bine ceea ce se întâmplă, adică e nevoie de ceea ce se întâmplă. Și devii conștient că toate sunt de la Dumnezeu, că El este în tot și în toate și e cum vrea El. Și așa a început cu pași mici această stare pe care momentan o trăiesc. A început, da, de la restrângere, de la desprinderea de material. Și această desprindere a venit tot așa că era o proiecție a minții și acest material de care eram atât de atașați. Și a fost nevoie și această atașare ca să ne detașăm, cum spune și Marius, că toate se întâmplă în sens invers, adică opusul lor, și experimentez mai mereu. Da, mai mereu mă mai prind așa că mai vine așa câte o mică dorință și se întâmplă exact opusul ei și cum reacționez, mă bufnește râsul, adică accept că conștientizez de ce vine așa. Nu există nici bine, nici rău, cum spune Marius în binarii, și am experimentat, am stat așa în realitatea mea și am experimentat așa cu ce rezonam din învățăturile lui. Și am ajuns să nu mai am dorințe, să nu mai etichetez bine și rău și să-l văd pe cel din fața mea că este Dumnezeu. Și nu doar oameni, ci și animale, flori, natură, în toate este Dumnezeu. Și atunci când devii conștient că Dumnezeu este pretutindeni, da, automat îți schimbi percepția despre viață și se schimbă într-adevăr în interior. Ești într-o stare în care parcă nu e nimic de spus. Da, e atât de mult de spus, dar totuși nimic, pentru că accepți tot ce-ți vine. Accepți cu ușurință. Și ești un om bun,
și îți vezi de treaba ta, deci nu ai treabă cu nimeni din jurul tău, că dacă ai treabă cu cei din jurul tău, ai treabă cu tine, că doar tu ești pretutindeni. Și atunci când conștientizezi, da, ți se face viața mai ușoară, având în vedere că nu mai vrei nimic, doar existi, ești și ai încredere, te lași în flow-ul vieții. Da, ar fi mai multe de spus, dar am avut așa o scurtă ce mi-a venit pe moment și cam așa mi s-a schimbat viața și simt o stare de recunoștință, da, și de iubire interioară pentru toți și pentru toate, practic. Începând de la oameni până la natură, este aceeași iubire pe care o simt. Nu fac diferențiere între iubire mai multă pentru persoana respectivă sau mai puțină, nu. E aceeași iubire care o simt mereu. Și da, conștientizând cum e viața aia, datorită lui Marius. Și mulțumesc pentru asta. Cum mi s-a schimbat viața după învățăturile lui Marius? Păi am să vă povestesc așa scurt și la obiect cum s-a schimbat viața mea, cel puțin în ultimul an. Și cum trăiesc într-o stare de liniște, liniște deplină, chiar dacă mai apar tot felul de evenimente neașteptate, nu le văd nici bune, nici rele. Le iau exact așa cum vin, iar dacă mi se pare că ceva prin interiorul meu se schimbă și nu e chiar un sentiment plăcut, unesc opusele, exact cum ne spune Marius, și argumentez de opusul. De ce e bine cum s-a întâmplat și de ce este și mai bine cum s-a întâmplat. Și atunci devin conștientă și trăiesc realitatea și mă liniștesc. Ca și o apă. Devine acea apă lină. Acum 2 ani mi-a trimis Miha un binar cu Marius și am început să-l ascult. Și începuse să ascult binarile tot mai des și deveneam conștientă de anumite situații care se întâmplau și în realitatea mea, despre care se povestea în acele binarii. Și aceste conștientizări mi-a dat o stare așa de liniște interioară, adică de acceptare. Acceptam evenimentele care se întâmplau pentru că era nevoie de acele evenimente și trebuiau să se întâmple la momentele respective. Și apoi, în ultimul an, am intrat și în Școala Iubirii, unde am fost destul de activă așa cu colegii și am învățat foarte multe de la ei și de la Marius, bineînțeles. Și la fel ascultam binarii, dar binarii cu care rezonam și luam învățăturile cu care eu rezonam. Și apoi a început acea restrângere, dar a venit așa totul pe o cale naturală, deci ascultând binariile, ți se schimbă și ceva în minte, pentru că intri într-o stare de acceptare și știi că este bine ceea ce se întâmplă, adică e nevoie de ceea ce se întâmplă și devii conștient că toate sunt de la Dumnezeu, că El este în tot și în toate și e cum vrea El. Și așa a început cu pași mici această stare pe care momentan o trăiesc. A început, da, de la restrângere, de la desprinderea de material și această desprindere a venit tot așa că era o proiecție a minții și acest material de care eram atât de atașați. Și a fost nevoie și această atașare ca să ne detașăm, cum spune și Marius, că toate se întâmplă în sens invers, adică opusul lor, și experimentez mai mereu. Da, mai mereu mă mai prind așa că mai vine așa câte o mică dorință și se întâmplă exact opusul ei și cum reacționez,
mă bufnește râsul, adică accept că conștientizez de ce vine așa. Nu, nu există nici bine, nici rău, cum spune Marius în binarii, și am experimentat, am stat așa în realitatea mea și am experimentat așa cu ce rezonam din învățăturile lui. Și am ajuns să nu mai am dorințe, să nu mai văd, să nu mai etichetez bine și rău și să-l văd pe cel din fața mea că este Dumnezeu. Și nu doar oameni, ci și animale, flori, natură, în toate este Dumnezeu. Și atunci când devii conștient că Dumnezeu este pretutindeni, da, automat îți schimbi percepția despre viață. Și se schimbă într-adevăr în interior. Ești într-o stare în care parcă nu e nimic de spus. Da, e atât de mult de spus, dar totuși nimic, pentru că accepți tot ce-ți vine. Accepți cu ușurință. Și ești un om bun și îți vezi de treaba ta, deci nu ai treabă cu nimeni din jurul tău, că dacă ai treabă cu cei din jurul tău, ai treabă cu tine, că doar tu ești pretutindeni. Și atunci când conștientizezi, da, ți se face viața mai ușoară, având în vedere că nu mai vrei nimic, doar existi, ești și ai încredere, te lași în flow-ul vieții. Da, ar fi mai multe de spus, dar am avut așa o scurtă ce mi-a venit pe moment și cam așa mi s-a schimbat viața și simt o stare de recunoștință, da, și de iubire interioară pentru toți și pentru toate, practic. Începând de la oameni până la natură, este aceeași iubire pe care o simt. Nu fac diferențiere între iubire mai multă pentru persoana respectivă sau mai puțină, nu. E aceeași iubire care o simt mereu. Și, da, conștientizând cum e viața aia, datorită lui Marius. Și mulțumesc pentru asta.